Mai repede, soro, mai repede, soro. Hai că am nevoie de tine, mâncați-și gura ta. Hai odată! Ia dracu un cuțit drept, că cu ăla nu o să reușești niciodată! N-auzeai nimica la Bontea, la Scarlatescu, auzeai așa, vrăbioare. La noi se auzea, hai, bagă crema, scoate crema, veniți aici, umpleți alea. Ce n-au înțeles concurenții de astăzi este că proba de astăzi a devenit un război personal al meu cu mine, cu psihopatul din mine, care vrea să vadă un crocambuș făcut de 4 amatori. Scuderia, băgăm și noi niște șuri la umplut, ce zici? Bagă, bă. Ce dracu faci, mă? Ce alergi, bă, ca o găină fără cap? Salunecă acolo, nu știu ce faci? Ce alergi atâta? Eu chiar o să iau bătaie în concursul ăsta, deci eu o să fiu gazda bătăilor aici. Ne grăbim un pic, dacă ajungem să facem jumătate din astea umplute, după aia putem să ne apucăm să le glasăm. Și ca să le glasăm și să le așezăm undeva, am nevoie de un spațiu gol, liber pe partea cealaltă. Adică ați muncit ca niște... porci. Porci? Puțin spus, prietene. Pe ambele bancuri, nu mai știai ce acolo, erau... linguri, furculiți, chestii care nu ne trebuiau, felinare, nu știu ce am mai văzut pe acolo, deci nici nu știu cum au apărut chestiile alea acolo. E un potop, nu cu apă, cu mâncare. Acum, lasă să scurgă tot, lasă să scurgă tot. Bagă repede migdalele. Hai, hai, hai. Las-o jos. Băi, nu mai face pași în plus. Și amestecă urgent, nu cu mâna, cu lingura, hai. Hai, amestecă rapid. După aia, pasajul era să punem hârtii de cuptor pe banc. Marius spunea un polonic din Agis, puneam hârtii deasupra și trebuia să-l tragem la sușitor, sau cum se cheamă, ca să putem să facem o formă o rotundă. Fii atentă, pe lung îmi trebuie, că aici am acoperit zona. Pe lung. E gros, șef. E gros? Dă-i în cap, dă-i în cap, omoară-l pe fraier, omoară-l pe fraier. Norocul nu l-am făcut eu, că rupeam tot, cred că, pe acolo, așa, și nu gătin, și tot, și mă lua și șeful, și mă tăia, cred că mă omora. Dă-i, rupe-o, rupe-o! Ia, poți să mai iei un cuțit să spargi, dacă vrei, știi? Vai de mine, am stricat 3 forme de tort. Am bătut în ele ca o disperată. Bate, băi! Wow,